Iată, ne suntem în fața directorului, Inspectoratului General de Poliție a României, Direcția Rutieră, alături de polițistul Valer Covaș, pe care îl cunoaște întreaga Românie. Înainte de a intra în legătură cu tine, Valer, și de a vorbi cu oamenii, în primul rând îți spun bine ai venit în București. Mulțumesc pentru buna primire în București. Nu vin foarte des. Mă bucur că v-ați făcut un pic timp și pentru mine și pentru cauza mea, că până la urmă este o cauză pentru toți românii, nu este o cauză doar pentru mine. Este vorba despre libertatea de exprimare a polițiștilor, care este îngrădită pas cu pas. Asta se dorește. Sunt aici cercetat disciplinar pentru că am vorbit public și doresc să nu se îngrădească libertatea de exprimare a polițiștilor și să nu mai fie atâtea formalități ca să putem să expunem niște probleme până la urmă public care ne vizează pe toți. Deci dacă noi avem dreptul la liberă exprimare, putem să expunem toate neregulile din sistem. Și pentru asta s-a murit în 89, dacă stăm bine și ne gândim. Exact, și putem să aducem niște beneficii societății pe care noi o servim. Că noi până la urmă servim societatea civilă și așa ar trebui să gândească fiecare polițist din România, că servește societatea civilă și nu servește comandanți sau șefi care sunt montați vremelnici. Înainte de toate, vreau să vă spun, dragi români, am intrat în această clădire, la Direcția Rutieră, să cer să vorbesc cu conducerea instituției sau cu un reprezentant al ei, pentru a înțelege de ce este chemat polițistul Valer Covaș de la Timișoara, tocmai la Direcția Rutieră. Evident că mi s-a spus să mă duc la IGPR sau la Poliția Română, ceea ce iată denotă că mai vorbim de încă o instituție pe lista românilor unde nu ai comunicare cu nimeni. Totodată este inuman, și aici o să adresez acest semnal de alarmă atât directorului de aici, directorul direcției, care culmea este tot la fel împuternicit, cât și ministrului afacerilor interne, domnule Cătălin Predoiu. Mi se pare normal ca un polițist cum este Valer Covaș, care este totuși o imagine extrem de bună pentru Poliția Română, având în vedere dezastru creat în pandemie, se pare normal ca acest om să vină, să facă 500 kilometri, să stea să fie anchetat sau cum se numește? Da, cercetat disciplinar. Cercetat disciplinar, după care să mai facă încă 500 kilometri înapoi la Timișoara, pentru că Valer Covaș a venit cu mașina poliției singur atâția kilometri și tot singur se întoarce. Mie mi se pare o chestie inumană la tot ceea ce ești supus, Valer. De ce crezi că se întâmplă asta? Ca intimidare sau ca ce? Eu am luat-o ca și pe o umilință. Ca să, da, chiar și umilință am putea. Da. Puteau să mă ancheteze la Timișoara sau la Arad, de unde sunt eu, din zona de vest a țării. S-a dorit aducerea mea la București, probabil să-mi închidă gura să nu mai vorbesc public nimic. Eu așa am văzut-o ca pe o palmă dată libertății de exprimare a tuturor. În 2020 nu au putut să-ți închidă gura. Crezi că vor reuși acum? Nu, nu, cu siguranță nu. În 2020 am primit o palmă grea din partea vieții, adică m-au dat afară. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și atunci și acum. Și vom fi mereu alături de oameni de calitate și de astfel de oameni avem nevoie în Poliția Română. Iată, sunt extrem de mulți tineri care nu mai optează pentru această meserie vocațională, că în fund și la urma urmei știm că meseria de polițist este una vocațională, trebuie să fie acolo pentru fiecare cetățean, în sprijinul cetățeanului, nu împotriva lui. Tot ceea ce s-a întâmplat în 2020, în 2021, am văzut exact ordinele respectate de foarte mulți polițiști la comanda șefului, lucru care este inuman și inacceptabil. De ce crezi că, iată, polițiștii care își respectă uniforma, în primul rând, în momentul în care un polițist îmbracă această uniformă, trebuie să aibă demnitate, onoare, respect față de cetățean. De ce crezi că cei mai buni polițiști, iată, tu, Paul Feroiu, mai e Ioan Cănărău, la fel, sunt foarte, foarte mulți polițiști, plus alții care m-au sunat și urmează să fie în prim plan în cadrul emisiunilor. Se dorește, este o agresiune, să zic așa, din partea sistemului, ca să se dorească, cum să zic, ca să nu mai transmitem public absolut nimic. Chiar dacă suntem lideri sindicali, chiar dacă suntem avertizori de integritate, adică sunt niște legi care până la urmă trebuie respectate și avem dreptul ăsta de a vorbi public.
Noi n-am expus niște probleme ca să aducem atingere imaginii. Noi am adus în față niște probleme grave care se întâmplă în sistem și care nu trebuie să se întâmple, și mizeria nu trebuie băgată sub preș. Mizeria trebuie aruncată la gunoi. Normal, așa se face curățenie. Chestia asta a deranjat foarte mult. În momentul în care vorbești de comandanți care au probleme penale, automat deranjezi. Și comandanții respectivi sunt susținuți atât politic cât și de către mari oameni de afaceri din România, ceea ce este un lucru foarte grav. Comandanții trebuie să fie lideri adevărați pe merite. Și trebuie să fie un exemplu pentru polițiștii din România. Dacă mâine zi s-ar da un examen inopinat de către domnul ministru Cătălin Predoiu la toate inspectoratele județene de poliție, cu întrebări neafișate pe sub mână, aveți convingerea că jumătate din șefii de inspectorate nu vor trece în nota 5 sau 6? Sunt convinsă că mult mai mulți nu au ce căuta în poliție, pentru că n-au făcut o zi de poliție, și atunci nu știu de ce aveți voi nevoie în stradă, de ce aveți voi nevoie ca dotare, atâta timp când n-ai făcut nici măcar o zi în stradă ca polițist. Așa este. Eu sunt de părere că școala de un an jumate sau doi ani este utilă, dar școala vieții o înveți în stradă. Cum ai văzut tu în acest an când, iată, școlile de poliție nu au fost la capacitate maximă? Deci pentru mine a fost ceva inedit, adică eu din 22 de ani împlinit în cadrul Poliției Române, nu a fost niciodată deficitul atât de mare la polițiști și școlile de poliție cu grad de ocupare 60%. Deci întotdeauna au fost 4 sau 5 sau 10 pe un loc, niciodată n-a fost gradul de ocupare de 60%. Deci este un semnal de alarmă care trebuie să treagă asupra comandanților, că dacă comandanții, să zic așa, vor să ne închidă gura, va scădea numărul sub 60%. Totodată, cum vezi că foarte mulți tineri care au intrat în Poliția Română, rând pe rând, își dau demisiile văzând despre ce este vorba în sistem? Da, pentru că, cum am zis și mai devreme, libertatea de exprimare este mult îngrădită, condițiile de muncă sunt groaznice, la sate mulți polițiști nu au nici toalete, nu au apă curentă, trebuie să meargă, să zic așa, cu cerșitul pe în vecini sau pe la primărie ca să-și facă nevoile fiziologice sau să se spele pe mâini. Deci chestiile astea lasă de dorit. Dacă un polițist iese acum din școală și este trimis la un sat unde nu are toaletă, în 6 luni de zile vă garantez că pleacă cu demisie. Evident. Cum vezi că, iată, aici, la fața locului, și o să rog frumos pe colegul meu, Sorin, sunt cetățeni care au venit să te susțină, oameni pe care nu-i cunosc personal, nici eu, i-am văzut pe mare parte în anumite proteste, dar nu văd colegii tăi. Ce se întâmplă? De ce nu există solidaritate? Unde sunt membrii sindicatului din care faci parte? Unde sunt restul polițiștilor din întreaga Românie, care fac parte din zeci de sindicate, care este mai mult decât evident că, iată, nu reprezintă polițistul la nevoie? Clar, deci asta am văzut-o și în cazul Paul Feroiu, în atâtea greve făcute în fața ministerului, urmează să se reîntoarcă și Paul mâine dimineață în față la MEAI, adică nu ne dă un semn de întrebare tuturor, atât polițiștilor care, iată, își respectă meseria, cât și nouă cetățenilor care avem nevoie de voi, pentru că în momentul în care nu va mai exista polițiști în stradă, va fi infracționalitatea la rang de cinste. Așa este, polițiștilor le se frică, deci mulți mi-au transmis mesaje. Fie de ce nu ți este frică? Păi nici mie nu mi-este tot una să fiu sancționat disciplinar anual, nu a fost an să treacă, cel puțin în ultimii 3 sau 4 de când am fost destituit, nu a fost an să nu fiu sancționat disciplinar. Și sancționat disciplinar nu a fost că nu mi-am făcut treaba la serviciu. Ci pur și simplu pentru ceea ce ai exprimat. Pur și simplu pentru ceea ce am transmis public, eu știu că deranjat foarte tare, dar cum am zis și mai devreme, mizerile din sistem și în orice sistem, nu doar în Poliția Română, nu trebuie băgat sub preș, trebuie scos și aruncat la gunoi. Nu, acest lucru ar trebui să vă unească și mai mult pentru a avea tot ce aveți nevoie? Ba da, ar trebui să ne unească, numai cum am zis și mai devreme, mi-au transmis colegii susținere, dar le este frică de șefi care sunt montați și susținuți politic. Corect, ar trebui să pleci. Și nu mi se pare corect ca o singură voce din poliție, adică tu ești excepția și în schimb, bine mersi, beneficiază toți și de drepturi și de libertăți. Datorită ție. Nu trebuie să-i scuzi. Doar spun ce se întâmplă, că le este frică să vorbească. Pentru că dacă mie mă vor închide gura, cu siguranță nu o să mai vedeți niciun polițist pe stradă ca să vorbească de ce se întâmplă în sistem. Pentru că până la urmă asta se dorește. Se dorește o
o umilire a mea să fiu adus de la Timișoara, anchetat la București, pentru ce am vorbit în 3-a 7-a pe internet. Am vorbit despre mizeria din sistem, care trebuie să dispară. Nu neapărat umilit, nu neapărat... Așa este. Nu este o, să zic, o umilință din partea șefilor, cât o șicanare, să zic, o hărțuire, o șicanare, să fie adus 500 de kilometri ca să mi se ia un raport, să mi se prezinte un material, care putea să mi se prezinte la județul de unde sunt eu de domiciliu. Deci nu era necesar. Și să nu faci atâția kilometri și singur în mașină? Singur în mașină, să străba țara dus întors, în aceea zi... Adică nu venim 100 de kilometri și atât. Da, nu este... Ba da, sunt mulți de asta. Da, de asta am cerut și domnului ministru în 3-a 7-a, când am făcut live-ul respectiv pentru care sunt cercetat disciplinar, am cerut corpul de control al domnului ministru de interne la Timișoara să facă niște anchete asupra mai multor fapte penale din partea comenzii. Și mai mulți colegi au făcut plângeri penale, le am aici, le voi depune la anchetă. Sunt 3 plângeri penale de la alți colegi, deci nu doar eu am fost hărțuit, să zic așa, și s-a dorit eliminarea mea, și alți colegi au fost umiliți. Și domnul ministru de interne, în loc să trimită corpul de control, m-a dus pe mine la București. Asta s-a întâmplat. Deci întotdeauna, la fel ca și în cazul cetățeanului român, în momentul în care, iată, reclam ceva din cel care ai reclamat, devii abuzator. În orice situație, asta este modul de acțiune. Acesta este modul de acțiune a poliției române. Iată, noi suntem aici o mână de oameni, vom aștepta până vei ieși de la anchetă și suntem nerăbdători, vom lăsa live-ul să meargă permanent, să vedem cât durează ancheta și să vedem care sunt concluziile pe care, iată, ți le aduc șefii de aici în prim plan. Că nouă n-au vrut să ne spună absolut nimic. Nici mie n-au vrut să-mi spună, doar au cerut la birou în data de 3-a 7-a dacă am fost prezent la serviciu. Eu în 3-a 7-a am fost în concediu, nu știam ce s-a întâmplat și derulând pe internet am văzut că am făcut un live în care am vorbit despre neregulile din sistem. Și aia a deranjat foarte tare, dacă eu am fost la serviciu sau n-am fost la serviciu, ce am vorbit acolo și cu siguranță despre asta este vorba, despre libertatea de exprimare. Angela Negrota, o întrebare. Înainte să intre... Te rog. Pentru el. Vreau să știu care va fi reacția domnului ministru Cătălin Predoiu din punctul tău de vedere după această audiere, mai ales că foarte mulți dintre români i-au solicitat în mod expres să întreprindă toate demersurile necesare astfel încât cei vinovați să fie sancționați și tu să fii felicitat, eventual și avansat în grad, pentru că meriți. Ești unul dintre cei mai demni polițiști pe care îi cunoaștem. Nu am primit o strângere de mână. Deci nu am primit o strângere de mână din partea șefilor pentru întreaga mea activitate, cu bune și cu rele. Societatea civilă, dacă zice că am făcut multe lucruri bune, se vede din mesajele trimise domnului ministru de interne pe adresa ministerului. Sunt ferm convins că sunt câteva sute de mesaje, dacă nu mii de mesaje, pe adresa ministerului, de susținerea mea. Dacă domnul ministru consideră că am făcut lucruri bune, aștepta măcar o mulțumire, nici de cum o sancțiune disciplinară sau o anchetă. Deci, repet, nu am avut așteptări să mulțumească. Dar cum ai cuantifica? Cum ai cuantifica această umilință la care, iată, ești supus în acest moment? Ca să înțeleagă și domnul ministru. Eu mă așteptam la orice. Deci, pentru mine nu este o noutate, mă așteptam la orice. În momentul în care vorbești, cineva te va chema și va întreba, te va lua la să dai cu subsemnatul. Mă așteptam la orice. Deci nu este o noutate. Iar la fel, o să te rog să vii aici. Chestia asta dă de gândit și altor polițiști că dacă vorbesc, vor fi anchetați. Și este un lucru grav care se întâmplă. Pentru că și domnii ce au scris aici pentru libertate s-a murit, eu doresc libertatea de exprimare. N-am dorit să jignesc pe nimeni, n-am dorit să jignesc șefi sau știu eu, dar trebuie să fie profesioniști în frunte și să se dea examene publice. Șefii sunt montați, se știe foarte bine cum sunt montați și de cine sunt susținuți. Examenele sunt date în spatele ușilor închise. Examenele cer să se dea publice. Pentru că în momentul în care conduci un județ, o poliție județeană, ai sub ordine 1500 de polițiști, acolo trebuie să fie liderul.
trebuie să fie cel mai bun polițist, pentru că el conduce 1500 de destine ale polițiștilor și totul se răsfrânge asupra societății. Cum este Timișoara, are peste 2 milioane de locuitori. Deci acolo trebuie să fie cei mai buni polițiști. Și nu doar asta, plus punct de intrare vamală în țară. Aș vrea să-mi spui numele complet și titulatura. Cătălin Berenghi, președintele Partidului DAC. Și am venit să-l felicit pe domnul pentru activitatea sa care o face de multă vreme, îl urmărim. Și sunt tare curios dacă astăzi îl vor face martir și trebuie să înțeleagă cei de acolo că dacă îl vor face martir va ajunge în politică. Adică la anul pe vremea asta nu-i facem o propunere în direct acum, dar va ajunge acolo unde le este lor mai frică și știu ei unde. Și un mesaj pentru domnul ministru. Domnul ministru, vedeți că la universitate în Pasea sunt niște drogați care se droghează cu seringi. Mă sună și eu la 112 și nu contează. Cu heroină, cu chiar aveți treabă. Lăsați-l pe omul să-și facă treaba și ce are de făcut, că face bine ceea ce face. Nu-l mai hărțuiți cu tot felul de bălării. Sunt un hârșit al sistemului și sunt obișnuit cu bălăriile pe care le faceți zi de zi și toate presiunile care le faceți. Lăsați-l pe omul ăsta în pace, că nu are nimic. A vorbit, dar e un semnal de alarmă, da? Mergeți în internatele celor care sunt în școlile de poliție, vedeți mizeriile care sunt acolo și toate problemele care le au oamenii, da? Vedeți de centru de monitorizare de la Udriștei, vedeți de problemele din sistem, că chiar sunt probleme. Nu, domnul, este problema sistemului. Voi sunteți problema sistemului. Atenție! Mulțumesc, Cătălin. Valer, îți urăm succes. Noi te așteptăm. Vom rămâne pe live să vedem exact cât durează ancheta ta. Mult succes! Mulțumesc! Doamne ajută! Doamne ajută! Demnitate! Așa cum facem fiecare zi. Au făcut referire la live-ul din... La live-ul din 3-a-7-a. Cum am și bănuit că despre aia e vorba, inspectorul șef de la IPJ Timiș s-a supărat foarte tare. Cine și domnul Petecel? Da, mi-a făcut o plângere. Eu nu i-am dat numele în live-ul respectiv ca să nu se simtă jignit. Tocmai am și specificat că eu n-am vrut ca să jignesc personal, deci nu este nimic personal. Am specificat de niște abuzuri, că și alți colegi au fost maziliți în cadrul IPJ Timiș, pentru care sunt depuse 3 plângeri penale la curtea de apel, la parchetul de pe lângă curtea de apel Timiș. Sunt trimise și la domnul ministru Cătălin Predoiu, poate să facă verificări. Deci n-a fost cazul meu unicat că i-am fost dat afară și alți colegi ulterior au fost maziliți în subordinea dumnealui, pentru care nu a răspuns penal, nici măcar disciplinar nu a răspuns. Asta este o palmă dată instituției din care și eu fac parte. Eu n-am cerut absolut nimic cheltuiel de judecată, că m-am judecat cu dumnealui 2 ani jumătate ca să-mi câștig dreptate în instanță. Dumnealui n-a fost nici măcar sancționat, decât a fost mutat 3 luni colo, 3 luni colo și a fost avansat ulterior la gradul de chestor, că așa se practică, în același an. Eu am primit, ce să zic, am fost plimbat în instanță 2 ani jumate ca să-mi câștig dreptatea. Deci nu instituția mi-a făcut dreptate, instanța mi-a făcut dreptate, fapt ce m-a determinat să depun și o plângere penală pentru abuz în serviciu. În momentul de față suntem la parchetul de pe lângă curtea de apel Timiș cu plângerea penală, unde mai sunt încă 3 plângeri penale ale colegilor și am rugat în live-ul respectiv domnul ministru să facă niște verificări, să vadă dacă e adevărat sau nu este adevărat ce spun eu și dacă este adevărat ce spun și colegii, să ia măsuri împotriva dumnealui. Și asta l-a deranjat pe domnul Petre. Nu este ca o răzbunare sau ca o, să zic așa, eu am vrut doar dreptate, nu vreau să descriu nimănui prin ce poți să treci ca polițist după 18 ani de activitate, să vină cineva să-ți bată la ușă cu un dosar întreg, cu un braț de hârtii și să spună, bă, băiatule, de acum te-am dat afară. Prin asta am trecut eu și n-a răspuns nimeni pentru treaba asta. Deci pentru asta m-am dus eu și în instanță și m-am judecat cu el, pentru că nu, așa ceva nu se poate. Am vrut să renunț inițial, dar când am văzut că și alți colegi sunt maziliți, colegul meu de la IPJ Timiș, adjunctul de la economic, la un an de zile după ce și-a îngropat soția și copilul, a fost mazilit tot de către inspectorul șef, în aceeași manieră cum am fost eu. Nu i s-a dat dreptul la apărare,
Cercetarea s-a făcut la el în spatele ușilor închise, nu i-a permis nici avocat, pentru că a zis că sunt documente clasificate, deși avocata lui avea certificat ORNIS. Nu i s-a permis acest lucru și s-a dorit mazilirea lui. Mai un coleg este Merticariu Cezar, care de la 1-2 și-a câștigat dreptate în instanță pentru niște libere, concediu medical, niște drepturi salariale. Bineînțeles că a trebuit să plătească IPJ-ul și domnul inspector șef a fost foarte deranjat pe chestia asta, că cum și-a permis să dea instituția în judecată pentru drepturi salariale. Și a găsit nod în papură și bineînțeles că l-a pus pe liber vreo 6 luni cu copil mic acasă, a rămas fără serviciu. Acum a fost reîncadrat, știa că a făcut abuz în serviciu, a fost reîncadrat, dar este detașat fără pistol și fără drept la documente clasificate. Deci el doar are, e purtător. Exact ca și în cazul polițistului Paul Feroiu. Exact ca și în cazul polițistului Paul Feroiu, care nu reușește să ajungă la SAS, deși mi se pare că acolo este tot așa o ambiție din partea comenzii de la Deci reprezintă MEAI-ul la competiții, da. Adică să ne înțelegem că este campion. A adus niște beneficii de imagine, instituției a adus niște... Deci poliția română a câștigat niște procente cu Paul Feroiu, cu Covaci Valer, care au spus niște lucruri publice, că până la urmă, și asta vreau să vă mulțumesc că v-ați adunat aici, eu n-am vrut ca să deranjez lumea de la serviciu sau să chem lumea să mă susțină, dar vă mulțumesc tuturor care sunteți aici și mă susțineți. Ce să vă zic? Eu zic, dreptatea trebuie să primeze în toate instituțiile, nu doar Poliția Română. Care a fost concluzia finală la această cercetare care a avut? Concluzia finală, deci mi s-a cerut... Dacă am niște nedreptăți, să le pun pe hârtie și să le trimit către control intern la IGPR. Eu am făcut inclusiv la Senatul României, care a sesizat Ministerul, era condus de domnul Lucian Bode. Domnul Lucian Bode, ca să scape de hârtie, a trimis-o la IGPR. IGPR-ul a trimis-o către Curtea de Apel Timiș. Cui să fac sesizare? Bună întrebare. Dacă toate instituțiile statului român au fost sesizate. I-ai întrebat pe cei care, iată, te-au cercetat astăzi, dacă este normal, iată, să faci 500 kilometri sau cât mai mult de 500 kilometri. Da. Dacă este normal să vii singur, iată, într-o astfel de situație și să te și întorci în aceeași zi, că bănuiesc că acum te întorci la Timișoara. Da. Domnii au vorbit foarte frumos cu mine. Le mulțumesc că au avut deschiderea asta la dialog și mi-au explicat că așa este procedura. Deci asta a fost răspunsul, așa este procedura, au încercat să găsească alte modalități ca să fiu cercetat la mine în județul de domiciliu, dar a zis că nu s-a putut pentru că așa e procedura. Dacă așa este procedura, procedura poate fi schimbată. Da, dar mă rog, te putea cerceta, de exemplu, la Arad sau te putea cerceta la Oradea, nu în Timișoara, adică nu trebuia să faci sute de kilometri. Exact, și nu să fiu scos din serviciu, că eu astăzi eram de serviciu și sunt în serviciu și puteam să fiu cercetat la județul de domiciliu. Nu să vin 1000 de kilometri dus întors. Ți s-a spus cumva să nu mai ai astfel de declarații publice, atât pe Facebook, cât și pe TikTok și în cadrul emisiunilor TV? Mi s-a transmis să fiu puțin mai rezervat, nu ca și o amenințare, dar să măsor foarte bine cuvintele ca să nu fiu ulterior acuzat de către unii șefi. Le-am transmis că nu am dat numele șefilor în niciun live de-al meu, tocmai ca să nu se simtă... să mă poată da în judecată pe chestia asta, că eu aș fi adus niște... Este simplu, ca șefii să nu se simtă lezați, ar fi bine să facem concursuri. Iată, și la direcția rutieră, ne-am uitat pe site, vorbim tot de împuternici, deși vorbim de o funcție extrem de importantă. Da. Direcția rutieră, dragi români, să știți și noastră, înseamnă siguranța pe străzile publice ale României, de la A la Z. Ceea ce înseamnă coordonarea tuturor inspectoratelor de poliție județene, coordonarea tuturor situațiilor autostrăzi, da? Drept urmare, iată, și aici avem un împuternicit. Ar fi fost bine să avem o opinie, ar fi fost ok să avem o opinie și din partea acestei instituții, evident ne vom adresa IGPR-ului, Poliției Române și MEAI-ului, că aici nu am avut răspuns. Este pentru prima dată când am vizitat această instituție, de câte ori am fost, am avut răspunsuri, iată, am ajuns în 2023 ca această instituție să nu aibă coloană vertebrală și să nu aibă un conducător la bază care să vină să vorbească direct cu presa fără a pregăti întrebările. Trist. Toate mesajele care le-am transmis în media, pe internet, pe Facebook,
au fost făcute ca noi polițiștii pe viitor să avem dreptul la liberă exprimare. Deci nu am dorit ca să-mi câștig eu un fel de, să zic, notorietate sau să candidez la vreo funcție publică. Am transmis ca libertatea de exprimare să fie și în rândul polițiștilor. Adică nu trebuie doar să comunicăm prin 2-3 purtători de cuvânt care citesc de pe o foaie ce li se transmite de la șefilor. Că și noi avem un cuvânt de spus și noi suntem polițiștii care lucrăm în linia întâi cu cetățeanul. Deci și purtătorul de cuvânt are rolul său de a face comunicări, dar totuși fiecare polițist ar putea să se exprime în condițiile în care își cunoaște bine meseria. Că avem și o altă parte a polițiștilor care, evident, fac mai mult rău dacă ar vorbi. Adevărat, sunt mulți polițiști care nu au ce căuta în instituția din care și eu fac parte și am activat de 22 de ani și activez în continuare. Sunt mulți care nu fac cinste uniformei. Tocmai de aceea le transmit tuturor polițiștilor care au venit în sistem și au alte preocupări de natură penală, cu droguri sau cu cum s-a văzut și în presă zilele trecute, să se lase de poliție. Dacă vor mulți bani, să se ducă la privat sau să facă ce vor ei sau ce știe mai bine. În poliție nu vei fi niciodată bogat, nu te vei îmbogăți. În poliție vei lucra cu cetățeanul dacă îți dorești chestia asta. Și eu îmi doresc chestia asta, să lucrez cu cetățeanul. Mie îmi place să lucrez cu cetățeanul. Asta era următoarea întrebare. Ce le transmiți românilor? Românilor le transmit să susțină libertatea de exprimare nu doar în poliția română, în toate instituțiile, și la justiție, și acolo este o problemă cu libertatea de exprimare. Și în presă. Și în presă este libertatea, se încearcă cenzura și cu amenzi de la CNA și tot felul de tertipuri care, cum să zic, toate sunt comenzi politice. Și noi știm foarte bine că politica să-și vadă de politică și să lase presa, poliția, justiția să le lase în pace, să servească cetățeanul. Deci ăsta este mesajul meu. Instituția din care eu fac parte trebuie să servească doar cetățeanul și atât. De nicio culoare nu trebuie să aibă implicații politice sau justiția să primească comenzi politice și liderii care sunt în poliție trebuie să ajungă acolo pe merite. Să se dea examene pentru toate funcțiile de comandă, examene inopinate de către domn ministru, dacă vrea să facă o reformă, poate să o facă, cu un examen dat public, să vadă, să invite presa și să dea examen să vadă ce știe fiecare șef de inspectorat. Și dacă merită să încaseze o roabă de bani lunar, atunci să rămână în funcție. Dacă primește nota 2, să plece. Corect. Deci așa se poate face reforma, nu altfel. Nu pe prietenii, pe cumetrii sau cum s-au înșurubat toți în scaune și că dacă le spui adevărul, uită că mai trebuie să plece. Și uită că trebuie să răspundă și ei penal dacă li se aduc niște acuzații penale. Valer, de ce ai stat așa mult? Păi a trebuit să depun un raport detaliat cu ce s-a întâmplat, cu ce acuzații mi se aduc din partea șefului IPJ Timiș. Dacă mai am vreo, să zic așa, o luptă din asta cu el, eu nu mai am nicio luptă, nici n-am avut luptă cu el, pentru că eu am fost mutat la Brigada Autostrăzi, eu nu mai aveam treabă cu IPJ Timiș, dar am văzut că se dorea, chiar și după plecarea mea la 2 ani de zile, se dorea menținerea sancțiunilor disciplinare depuse de dumnealui, au făcut recursuri inclusiv la Curtea de Apel ca să schimbe completul de judecată, că nu le-a convenit completul de judecată. Ca să mențină sancțiunea. Și după 2 ani jumate, după ce mi-am câștigat dreptate în instanță, am depus plângere penală pentru că știam că nu voi fi lăsat în pace. Am depus plângere penală la Parchetul General, DNA și la Senatul României. Deci omul a făcut o obsesie pentru tine. A făcut o obsesie pentru mine, acum mi-a făcut încă o plângere pentru că am vorbit în live, că pentru asta am dat cu subsemnatul, mi-a făcut o plângere la control intern să fiu probabil sancționat disciplinar pentru că am vorbit în live, deși nu i-am pomenit numele. Da, eu doar se simte, omul se simte, îți dai seama, nu trebuie să... Dacă n-a putut să mă sancționeze, dacă n-a putut să mă sancționeze disciplinar, da, și mi-am câștigat dreptate în instanță, trebuie ulterior ca să nu răspundă penal. Probabil aia este. Dacă Ministerul de Interne nu este competent sau nu are oameni specializați, să vină corpul de control al primului ministru? Păi, eu am solicitat corpul de control al ministrului de interne pentru că internele se ocupă de interne, este primul pas, și putea să trimită corpul de control și nu știu dacă era necesar să vină la București ca să dau cu subsemnatul, când puteam să fac un raport la Timișoara. Asta s-a întâmplat. O iei ca pe o hărțuire? Nu știu dacă e musai hărțuire, cât pentru mine mi se pare și o umilire.
că putea să se schimbe legislația dacă așa sunt dispozițiile din 2002, când de când e statutul, putea să se schimbe, bă, polițistul cercetat ca să nu mai plimbăm de la Timișoara la Constanța. De ce nu te-au audiat online? Păi, toate ședințele se pot face online. Exact. Da, numai eu n-am putut să fiu audiat online pentru că așa e procedura. Tocmai de asta a spus că este umilință. Te pricep la online și de aia. Da, nu mă pricep așa de bine. N-ai cu ce să nu, nu s-a dorit audierea mea online, mai mult ca sigur, pentru că puteam să fiu audiat. Dau un exemplu. Da. Ca tine, ca tine să pătească, dar... Da, cu siguranță. Da. Deci polițiștii să nu vorbească, cam asta este, decât prin purtătorii de cuvânt. Astea sunt semnalele din partea tuturor, ca să nu mai vorbim public, chiar dacă suntem lideri de sindicat sau avertizori de integritate, chiar dacă avem... Acesta este un drept, de ce trebuie să fie condiționat? Da, este un drept. Și polițiștii care vorbesc sunt de părere că toți ar trebui să vorbească, nu să le fie frică și să își primească sancțiunile disciplinare și să tacă din gură. Mai ales că tu nu ai vorbit împotriva instituției, ai vorbit împotriva unor oameni care nu fac ce trebuie. Așa este. Și eu am cerut niște controle. Se facă, nu am cerut altceva pentru mine, nu am cerut, deci n-am avut niciun beneficiu pentru binele instituției. Am cerut, dacă sunt fapte penale, să fie cercetate și să fie trași la răspundere. Și să nu, mizeria să nu se ascundă sub preș, cum s-au făcut ani de zile. Inspectorii șefi au fost ținuți de către clasa politică. Toți au fost puși acolo pe merite, ei știu mai bine cum. De asta am cerut și un examen dat pe bune, să vadă toată societatea civilă online ce știe un inspector șef care are în subordine 1000 sau 1500 de polițiști. Pentru că dacă el este de nota 4... Exact, așa au fost la Mehedinți, nu de mult, a scris și în presă. Adjunctul de la IPJ Mehedinți a dat un examen pentru titularizare și l-a luat la 2, în condiția în care el a condus câteva luni IPJ-ul. Mă rog, avem exemple și la Olt. Adică... Nu vreau să detaliez ca să nu spună superiorii mei că vreau să denigrez. Chestiile astea se pot verifica. Au fost în presă, adică sunt nu e denigrez. Sunt și în presă, sunt și peste tot. De asta spun, dacă vor da un examen inopinat, jumătate... Sunt convins că vor lua sub nota 4. Nu te supăra, dar cei de la sindicat unde sunt? Că nu-i vedem aici. Nu am făcut solicitare către sindicat, nu am făcut solicitare către nimeni să vină să mă reprezinte. Eu vă mulțumesc dumneavoastră care ați fost aici și v-ați autosesizat. N-am solicitat sprijinul nimănui pentru că fiecare are serviciu, fiecare știe timpul lui liber mai bine. Eu n-am vrut ca să fac un fel de protest sau știu eu pentru a deranja lumea. Singurul lucru ce am cerut eu societății să facă o solicitare pe adresa ministrului de interne, să scrie 2-3 rânduri părerea fiecăruia despre mine și la adresa mea. Dacă eu sunt un polițist rău, să fiu sancționat, dacă sunt un polițist bun și am făcut lucruri bune pentru societate, n-așteptam nici măcar o mulțumire din partea șefilor pentru că știam că nu voi primi. Noi te felicităm, Valer, de astfel de polițiști avem nevoie, onești, demn de a purta această uniformă și de a fi aproape de cetățean. Suntem alături de tine de fiecare dată și clar vom fi aproape de tine și de aici încolo. Vă mulțumesc din suflet tuturor și dreptatea și libertatea de exprimare să primeze în toate instituțiile. Doamne ajută!